A treia zi de la arestare, când Ceaușescu încă nu-și pierduse speranța, poate că el mai credea în posibilitatea eliberărilor, pentru el probabil teroriștii erau gărzile securității. Militarul din dispozitivul de pază relatacă în 24 decembrie, ora 10 dimineața, Ceaușescu s-a repezit la fereastră, să vorbească poporului. Capitanul Boboc l-a tras jos de pe geam, lui Ceaușescu a început să-i curgă sânge pe nas. Ceaușescu a spus, uite, și-a lovit comandantul suprem, să vină chemenici. Punct. După acest episod, capitanul a părăsit încăperea, chipurile să-l aducă pe comandant. Am rămas doar noi trei în cameră. Ceaușescu a venit la mine, m-a prins de epoleți și a spus, măi băiete, ai $1.000.000 de la mine și orice grad vrei în armată, dacă mă scoți de aici și mă duci în zona Voinești. Nu am răspuns și atunci ea a spus, lasă-l, nu vezi că-i sluga lui Iliescu. Eu pe atunci nici nu știam cine Iliescu. S-a vorbit puțin despre Voinești, zona în care cei doi erau convinși că-i așteaptă salvarea. Și militarul știa că în acea zonă se află un releu și un buncăr apărat de securitate. Ceaușescu insista să ajungă acolo, a spus că banii îi primești la Voinești. E o pistă pe care, în mod straniu, nimeni nu a cercetat-o și despre care nici astăzi nu știm mare lucru, ce se afla, de fapt, la Voinești. Sau, numai Ceaușescu credea că îl așteaptă ceva acolo? Fiind amăgit de o poveste a generalului Stănculescu,